Spuneți? Aha. Declarația Frontului Salvării Moldovei. Frontul Salvării Moldovei susține inițiativa PD și a lui Vlad Plahotniuc de modificare a sistemului electoral în unul majoritar. Considerăm că sistemul electoral trebuie de modificat și de introdus sistemul uninominal sau mixt. Ambele sunt mai bune decât cel de pe liste. Trebuie să schimbăm sistemul actual proporțional rigid, când deputații în Parlament sunt aleși pe liste de partid. Faptul că propunerea de a introduce votul uninominal vine de la PD și președintele Vlad Plahotniuc este una lăudabilă. Asta înseamnă că ei acționează în acest caz în interes național. Sistemul actual produce corupție și chiar prostituție politică. S-a văzut cum zeci de deputați au părăsit partidele care au intrat în Parlament și au migrat în alte partide. Doar au fost declarații și al domnului Platon, etc. Când au declarat oficial, noi am plătit câte un milion de euro să trecem în Parlament. Alegătorii s-au săturat de dictatura partidelor politice, de listelor pline de corupți și de aceleași fețe în Parlament. Sondajele arată că peste 80% din respondenți doresc să-și aleagă direct deputații, la fel ca și președintele țării. Să știi că președinții de partid vând locuri trecătoare pe listă, există și declarații probante în acest sens. De alegerile uninominale trebuie să se teamă liderii de partide, nu oamenii simpli, societatea civilă sau formatorii de opinie. Mai este o problemă. Vedem cu toții că structurile politice afiliate sau conduse de Kremlin, Usate, Dodon, Maia Sandu, Andrei Năstase și Sergiu Mocanu, iarăși își unesc rândurile, de data asta împotriva votului uninominal. Astfel, atragem atenția opiniei publice și procuraturii generale că mișcarea antimafie, Partidul Platforma Da și Partidul Nostru au declanșat o isterie în societate împotriva votului uninominal și amenință cu destabilizarea situației social-politice. Solicităm SIS să verifice dacă Sergiu Mocanu, Andrei Năstase și Usate Renato își coordonează activitățile sub conducerea serviciilor speciale rusești. Conform unor informații, dacă va fi instalat sistemul uninominal, Usate va încerca să blocheze alegerile parlamentare, circumscripțiile aflate pe teritoriu pe care îl controlează reprezentanții partidului nostru. De asemenea, se va încerca blocarea și în Găgăuzia alegerilor. Scopul Kremlinului și al lui Usate, ajutat de killerul politic ratat Sergiu Mocanu și Andrei Năstase, va fi blocarea în cât mai multe circumscripții a alegerilor, astfel ca Curtea Constituțională și organizațiile internaționale să nu recunoască alegerile petrecute și valide. Legătura lui Sergiu Mocanu cu serviciile speciale ruse și transnistrene, apropo, poate fi urmărită din anul 2005, atunci când a pornit crearea unui partid politic, și una din propuneri care este convenabilă Rusiei a fost abandonarea regiunii transnistrene și punerea unui hotar între teritoriile controlate de Chișinău și Tiraspol. Ca să nu se mai întâmple catastrofă națională, trebuie să-i fie redată puterea poporului să-și aleagă deputații, să nu fie impuși oamenii să aleagă liste de partide corupte, ca să voteze oamenii pe care îi cunosc și care nu sunt compromiși, ceea ce este cel mai important. Numărul de deputați trebuie să rămână 101. Republica Moldova nu are prea mulți parlamentari față de alte țări, dar poate prea puțini. Bugetul Parlamentului nu este prea mare, ci prea mic, iar problema cu parlamentarii nu este cantitatea, dar calitatea. Sistemul uninominal sau mixt funcționează foarte bine în Franța, SUA, Marea Britanie, Germania, Ucraina, Georgia, etc. Avantajele sunt foarte simple, sunt incontestabile până la urmă. Fiecare circumscripție electorală desemnează un singur reprezentant. Se caracterizează prin simplitate, mărește gradul de înțelegere a procesului electoral de către alegători și posibilitatea de control social al alegerii, toate operațiunile începând și terminându-se la nivelul de circumscripție electorală. Este atractiv și pentru alegătorii care nu consideră important politica de partid și partidele. Acești alegători văd în alegeri doar un mijloc de a-și desemna emisarul care să le medieze problemele în relația lor cu statul. Creează posibilitatea unei legături strânse între ales și alegători. Aleșii se prezintă regulat în teritoriu și dau darea de seamă privind munca efectuată. Oferă alegătorilor posibilitatea de a-l sancționa pe reprezentantul care i-a dezamăgit. Deputatul poate fi retras dacă a încălcat legea, ceea ce este iarăși o opțiune foarte convenabilă pentru alegători. Conduce la o majoritate parlamentară stabilă, situație
care câteodată partidele mici blochează formarea unor alianțe, formarea unor guverne, etc. Ceea ce am văzut în parlamentele anterioare. Sistemul nominal duce la guverne stabile, iar partidele mici adeseori duc la șantaj politic. Când va fi sistem uninominal și toți deputații vor fi aleși din circumscripții, fiecare va avea răspunderea lui față de alegător și chiar dacă va exista un blocaj, va exista de la o persoană, două, trei, dar nu de la partide mici care nu au primit reprezentare în Parlament. Scrutinul majoritar uninominal este și un instrument foarte eficient pentru schimbarea unui guvern. Deputații nu depind de partide, ci de interesul național, putem să-i spunem, sau de cei care i-au ales. Acordă șansele și partidelor mici și regionale, care reprezintă interesele locale ale alegătorilor, interese ce nu sunt asumate de partidele cu acoperire națională. Partidele minorităților pot astfel să-și concentreze eforturile în zonele unde se află alegătorii lor. Asta e declarația pe care am citit-o. Acum puteți să-mi dați întrebări. Voi răspunde la toate întrebările. Da, vreau să mă întreb dacă partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră a făcut analize și în ce circunscripții ar avea un rezultat electoral. Este un partid nou, adică de la Partidul Muncii, unde am fost ales președinte, s-a trecut la Congres, la partidul Frontul Salvării Moldovei. Nu am făcut nicio analiză, suntem în proces de constituire a organizațiilor, de întărire a organizațiilor locale. În partidul pe care îl conduc se va merge pe principiul meritocrației, ceea ce n-am văzut în alte partide unde am încercat să intru, dar nu am putut din cauza aceasta. Și eu cred că suntem gata să luptăm, să candidăm în orice circumscripții care vor fi desemnate deja de către codul electoral. Nu văd în asta nicio problemă și chiar i-aș îndemna și alte partide de asemenea să proceadă în această luptă foarte interesantă și să vadă în care circumscripții vor putea susține candidați notori care deja s-au afirmat în societatea dată sau în comunitatea dată. Vreau să la sfârșit, da, mai spun câteva cuvinte. Eu, din 2007, am fost ales consilier raional pe listele Partidului Liberal. Vreau să vă spun din experiența mea că oamenii care pot și care produc efect electoral la nivel local, câteodată nu au posibilitatea de a se manifesta într-un partid politic, pentru că legătura între lider și între organizațiile sau membrii notorii chiar din localitate, nu există. Există, după cum am văzut, legătura între partide, între liderii partidelor și oamenii care apar peste noapte pe liste, oamenii de afaceri, cei care plătesc, cei care contribuie cu anumite sponsorizări și care nu merită să devină deputați. Pentru că practica demonstrează, sau aleși, practica demonstrează că există deputați care practic nu discută niciodată la microfonul Parlamentului, nu vin cu nicio inițiativă, nu reprezintă populația acestei țări. Cu toate minusurile posibile care pot exista chiar și în votul uninominal sau mixt, deja practica politică și a partidelor politice în Republica Moldova a demonstrat că sistemul actual de partide a ajuns la un punct în care deja nu se poate dezvolta așa mai departe. Pentru că atât guvernările care au existat până în 2009 și guvernările europene de după 2009 au dezamăgit total alegătorii. Oamenii au pierdut încrederea în partide și în lideri politice. De aceea, șansa partidelor mici, partidelor care abia au fost constituite și liderilor noi, este votul uninominal. Și dacă există o persoană notorie într-un raion la nord sau la sud, această persoană și-a câștigat notorietatea și autoritatea o viață întreagă. Să percepem atunci sau să vedem ca exemplu șansa acestei persoane de a deveni deputat. Și eu sunt sigur că va deveni. Și acum, în varianta când există partide politice și liste de partid, dacă această persoană nu este într-o relație foarte bună cu liderul partidului care ștampelează lista electorală, nu are nicio șansă. De aceea, consider și este părerea și alegătorilor că sistemul uninominal sau sistemul mixt, deja va decide Parlamentul cum va fi, este o șansă
ca să putem debloca situația politică din Republica Moldova și pe viitor să putem progresa atât politic, cât și economic, să ne dezvoltăm și până la urmă să reîntregim țara după principiul suveranității și toate problemele care sunt acum să se înceapă cel puțin a rezolva. Mulțumim. Poftim. Mulțumim.